Suntem pe locul 1 în țară, într-o statistică, lunile ianuarie și martie, unde aveam 623 de intervenții la astfel de acte necontrolate, următorul județ având doar 466 de intervenții. Avem prezentat pe desktop, pe monitor, o scurtă prezentare acestor intervenții la care noi am participat. În perioada 1-1-2022 până pe 23-3-2022, la nivelul unității administrativ-teritoriale a județului Prahova s-au înregistrat 645 de arderi necontrolate, în general în domeniul public al statului, după cum urmează: vegetație uscată 611, gunoi menajer 24 și coși de fund 10. Arderile necontrolate de vegetație uscată produse în luna martie au afectat o suprafață impresionantă de 3.339 de hectare,